Evenimentul a început cu o paradă de iarnă a tradițiilor populare. Festivalul a continuat cu un spectacol la școala numărul 3 Moreni, la care au participat copii de la școlile din Moreni, Valea Lungă, Vișinești, Gura Ogniței, Ile Caragiale, Filipești de Pădure, Liceul de Arte Bălașa Doamna Târgoviște și de la Asociația Școala Art Canto Morena. Suntem din nou aici la școala 3, într-o sală de festivitate care găzduiește o ediție a festivalului Redescoperă Flacăra Petrolului. Aici, unde în acest anotimp frumos s-a organizat o paradă de iarnă, o paradă a tradițiilor populare și unde se desfășoară un spectacol având ca și participant școlile din jurul orașului Moreni, chiar Târgoviștea, reprezentată prin Liceul de Muzică și Clubul Copiilor Moreni, Arcanto Morena, Grupul Arcanto Morena. Evenimentul este organizat de Primăria Municipiului Moreni în colaborare cu Asociația cu Școala Arcanto Morena, pe care eu, Daniela Călineț, o conduc. Cred că este un eveniment frumos pentru întreg orașul, având în vedere că vin sărbătorile de iarnă și copiii nu doar că trebuie să se bucure de acest spirit, dar trebuie să fie și implicați în această sărbătoare, ducând mai departe anumite tradiții pe care acest popor de-a lungul timpului le are și dorește să le transmită generațiilor de tineri. Da, este prima ediție care o facem iarna. Chiar ne bucurăm să aducem tradițiile din zona Moreni, la noi în oraș, unde orașul de obicei este mai urban și mai puțin cu aceste obiceiuri. Așa că am invitat cât mai multe persoane să se bucure de acest moment. Este un festival în care vrem să promovăm tradițiile, care uneori poate că sunt uitate sau poate ne ocupăm prea mult de partea asta modernă. Și încercăm să combinăm dansurile moderne, dansuri populare, colinde și tot felul de alte cântece de care copiii noștri se bucură. Evenimentul a fost organizat de Primăria Municipiului Moreni în colaborare cu Asociația Școala Art Canto Morena din cadrul Clubului Copiilor Moreni.